Următorul invitat este antreprenor, speaker și consultant în marketing online. A fondat agenția Tuteis în 2005, este certificat cu la AdWords și a un master în marketing online. Are 10 ani de experiență, care a gestionat peste 200 de proiecte web și a supervizat campanii cu la AdWords de peste 2 milioane de euro. Este membru fondator și președinte de Asociației de Profesioniști în Sărcentric Marketing, SEBRO. Îl ascultăm o continuare pe Marius Lăzărescu, general manager la Tuteis. Salutare! Am pregătit câteva sfaturi legate de TPC și nu numai. Eu cred că sunt chiar 20, dar am atașat și niște vizualuri care să compenseze asta. Îmi cer scuze de pe acum, vocea m-a lăsat dimineața, așa că o să fiu mai limitat în comunicarea verbală. Haideți să vedem cu ce începem. Primul sfat. Stabileșteți obiective clare și măsurabile. Sună decent, e normal, dar de ce nu se întâmplă asta în practică? De ce nu avem obiective pentru campania AdWords sau pentru campania LinkedIn sau campania plătită pe Facebook? De ce așteptăm? Hai să vedem cum o să meargă. Ce se întâmplă când spui asta? La ce te raportezi? Toată optimizarea din spatele campaniei se bazează pe aceste obiective. Audiențele pe care le alegi, ad-urile pe care le folosești, landing page-ul, sunt elemente care pot rămâne în discuție în partea de strategie sau nu, prin simpla așteptare a obiectivelor. Discutam dimineața cu cineva care vinde, reprezintă un jucător în farma și vinde folosind campanii online, vrea să vândă la raft, în retail, pentru că sunt medicamente, nu le poți vinde online. Legea nu-ți permite, spre deosebire de suplimente care sunt tot IC-uri și le livrezi la domiciliu. Acolo e un challenge. Ce obiective stabilește pe acea campanie? Pentru că tu nu poți să măsori cât vinde farmacista din colț. Și asta național. Concluzionând, să faceți o listă, puteți să faceți ca tipul ăsta, dar puneți-o pe hârtie. Mergem mai departe. Discutăm despre campanii PPC, discutăm despre volumele de trafic care sunt generate de ele. Spuneți-mi cine din sală are campanii de rulare, fie PPC, fie Google AdWords, fie LinkedIn, fie alte surse, care să genereze pe site volume de 5.000 de unici pe zi? În total sau? Acea campanie. Sau acel cumul de campanie pentru acel site. Trebuie să ne pregătim site-ul pentru asta. The leads are coming. Ce facem dacă avem 10.000 de unici pe zi? Am avut o campanie care punctual a atins undeva la 40.000 de unici până la prânz. Ce facem în cazul? Aplica server. Postingul era de 5.99, shared cu alți 100 pe server. Ce facem atunci? Ce se întâmplă cu banii? Că nu ne oprește nimeni în campanie. Vezi că să ajunge serverul, hai să nu-ți mai iau bani în pușculiță. Până te pui după picioare, oprim. Nu, se duce. Se duce, avem un 404 sau 501 afișat. Și asta nu e ok. Folosește soluții de cloud. De exemplu, Cloudflare este o soluție foarte bună. Pentru că îți permite ca userul să fie direcționat mai pic pe Cloudflare, unde îți servește o versiune cache, și apoi dacă sunt elemente dinamice încărcate de pe site, dar îți scade load-ul. Bun. Am vorbit despre trafic și totuși obiective, trafic, până la urmă trebuie să știi ce măsori și cum măsori. Și documentându-mă pentru prezentare, am văzut unitate de măsură pe care nu știu câți dintre voi au folosit-o. Banana. Este unitate de măsură mai iertătoare. Unii o folosesc să măsoare pești, înălțimi. Nu e bine să măsori pretele în grădină cu asta. O să vedeți să căutați acest mem cu banana measuring, voi nici măsoară mașina, televizorul,
Televizorul nu are 3 baloane jumate. În principiu, îți oferă o marjă așa de siguranță. Ideea de bază e că tu trebuie să măsori absolut tot. Sigur, sunt indicatori primari în campanie, sunt indicatori care se reflectă și în business, sunt indicatori de tipul cost per action sau numărul de conversie. Dar dacă te uiți mai în profunzime, poți să vezi că un indicator precum, nu știu, rata de click sau impression share, îți poate da peste cap alți indicatori și dacă nu te uite decât la două, trei elemente, nu ai fi sezizat lucrul ăsta. Apropo, în multe din interfețele de campanii se poate măsura direct ROI-ul sau cât venit generează investiția ta în reclamă. Ok. Trafic, măsurare, ce mai urmează? Testare. De ce ne spune tipul ăsta? It will work. Testing required. De fapt, știm cu toții că oamenii sunt diferiți, acționează la beneficii diferite, acționează la elemente emoționale în mod diferit. E foarte bine să nu presupui. De fapt, asta e cea mai mare greșeală a oricărui marketer. Audiența mea este așa. Păi, aia este un personaj din vasta, din tot cumulul de personaje care se găsesc în audiența ta, dar chiar e posibil să nu le reprezinți bine pe acel personaj. Avem clienți din domenii variate, de la, nu știu, oameni care repară mașini de spălat, să spunem, până la servicii funerare. Poți să te pui în pielea clientului tot timpul, e mai greu. Testează abordări diferite, caută pe forumul să vezi care sunt frustrările oamenilor, care sunt întrebările lor la telefon, cu ce vin la client support. În general, AB testing într-o campanie poate aduce un punct de 30-40%. Și nu numai în campanie se pot face testări în privința setărilor, audiențelor și așa mai departe, dar și pe zona de creație. Și din păcate văd foarte puține ad-uri în România, în Google Display Network, care să facă urs de asta. Să văd că sunt targetat de, nu știu, ING, că tot acum pe autor puternic, cu foarte multe creații. Și pot să testez o grămadă de chestii. Mai un exemplu. Varianta professional versus handwritten, unprofessional. Apropo, unprofessional ăsta, efectiv, îl doboară pe professional. Dacă folosiți într-un banner chestia asta, o să aveți CTR de 5-6% mai bun decât varianta din stânga. Câte banner ați văzut scrise așa în România? Păi, consumatorul n-a văzut, o să fie curios. Ce e acolo? Ia uite, uite, e scris. Oare ce-o fi? Fotografii, că este stock sau că e ilustrație. Au început să n-am cum mai bine ilustrațiile, mai ales dacă sunt elemente handwritten. Evident, testarea de bază, culoare versus altă culoare, așa a început speed testing, hai să schimbăm culoarea la butonul de call to action. Și ăsta e exemplu clasic de speed testing. Și mai departe, sigur, elemente care sunt mai definite, borduri, imagine, ce face tipul ăia acolo? Tipul, ia să mai atent. Ah, am văzut și tipul când mă uitam mai atent. Este un studiu de caz foarte interesant online cu o domnișoară care se uită în ochii tăi versus aceeași domnișoară care se uită la textul din stânga. Și e analizat, e un pattern acolo de unde se duce ochiul. Și surprinzător, deși se uită în ochii tăi, are niște ochi versus pe, nu sunt atât de multe clicuri, textul mie a fost așa de bine, altfel te uiți, ia, unde s-a uitat? A, stânga, ce scrie acolo? Deci, de ce interesează de chestia aia? Ok, și nu în ultimul rând, versiunea statică versus animată. Da,
Din păcate, n-am putut să animez infograficul ăsta ca să prezentare mai bună. Dacă o să căutați banner speed testing online, o să găsiți infograficul ăsta, mai conține încă vreo 10 exemple similare. Anyway, creația trebuie testată în cont, fie că vorbim despre Facebook Ads, Google Display Network, testați și rulați minim 3 creații simultan. Asta nu înseamnă că o să faceți 10 să ruleți simultan, că nu mai înțelegeți nimic, stați 2 ani să aveți rezultate. Dar să aveți 2-3 care funcționează, aplicat una, intră una nouă, hai să vedem cum percutează lumea. Ok, mergem mai departe. O chestie foarte interesantă pe care puțini antreprenori o bifează este că nu știu cât își vor permite să investească în campanie, nu știu cât pot aloca pentru un client. Cred că asta e esențial într-o campanie PPC de performanță, pentru că e posibil să fii în pierdere la fiecare vânzare. Dacă tu câștigi la o vânzare unică 10 euro și generarea unui client te costă 20, iar acel client nu se mai întoarce, fiecare vânzare înseamnă 10 euro minus din business-ul tău. Sigur, sunt multe studii de caz care spun că trebuie să fii atent la un alt indicator important în business care se numește Client Lifetime Value. Cât valorează clientul ăla pentru mine? Cât îmi aduce în 6 luni sau într-un an? Cum îl fac să revină? Pentru că e posibil, așa cum face, de exemplu, GoDaddy, care vinde banalele domenii.com, cât poate să costă un domeniu? Păi, 7,99 la ofertă. Ok? Și bidul pe .com domain este $1.50. Și atunci, cum își permite GoDaddy să vândă domenii, licitând atât agresiv în Google și câștigând atât de puțin la fiecare domeniu? E foarte simplu. Valoarea mică a unui client este destul de mare, pentru că procesul de check-out are vreo 4 pași, îți faci upsell la greu acolo, ți-ai cumpărat și domeniul securizat, vrei și hosting, vrei și mail, vrei și... Dar nu vrei pe 5 ani domeniu? Și tot așa. Ajungi să mai de 7,99, să dai vreo 80. După care primești mail, să faci un upgrade, domeniul tău e disponibil și pe .com și pe .co.uk și pe .co, nu uita de oferta asta cu .eu și așa mai departe. Calculați cât vă permite să plătiți pentru un client. Este un calcul similar cu a calcula comisiunea pentru un agent de vânzări. Când îți angajezi un agent de vânzări, trebuie să și el vinde pentru tine, trebuie să-i dai un fee, dar nu-ți poți permite să-i dai un fee mai mare decât vânzarea în sine, nu? E basic. Același lucru se întâmplă și aici. Dacă totuși am magazin online cu mai multe SKU-uri, cu mai multe preț, cu mai multe produse, făcând acest calcul, poți trage concluzia că nu toate merită promovate. Poate ai produse prea ieftine, produse la care câștigi puțin, produse de 80 de lei, la care te-ai câștigat 20 și te-ai pus un client 150 de lei, nu merită să le vinzi. De exemplu, un fön. Ce rată de repetabilitate acolo? Cât de des se strică fönul ăla? Trebuie să-i faci cross-ul și, din păcate, în România nu sunt implementate magazinele online sisteme de cross-ul și upsell automate. La 1-2, cât am văzut, am zis, nu, ai cumpărat, mulțumim, la revedere. Și, de fapt, acea tranzacție a fost cu minus pentru magazin. Deci, alege, pe baza acestor calcule, alege care segmente din produsele tale sunt profitabile pentru a fi promovate și pe care trebuie să te concentrezi. În general, noi sfătuim să ai în vedere produsele care sunt populare, care sunt căutate, care sunt de mass market și care îți duc și profit. Să nu puși cum de ei. Poți să ai produse care sunt foarte profitabile și nu le poți vinde. Am văzut dimineața o reclamă foarte ok la un scaun de masaj. Era cel mai tare din lume. Dar nu scria prețul. Și am zis, băi, deci să mai trăiesc acum prețul. Și l-am aflat pe Amazon, $6,200. Ok, cine nu are un scaun de masaj acasă, dar și în rate, ducea vorbe cât o mașină la mâna a doua, nu?
Ok, hai să mergem mai departe. Studiază foarte atent ce fac competitorii tăi și nu face ca ei. Ia să vedem cum e asta. Și avem un exemplu la bijuterii. Un diferențiator foarte interesant. Un singur magazin din toate cele listate este furnizor al casei regale. Cum sună asta la asocierea brandului? Și practic un singur loc, un singur slot. Nu, casa regală nu lucrează cu 200 de magazine de bijuterii, nu? Ieși în evidență. Dacă vezi că se respectă aceeași rețetă la toate edurile astea, din stânga și poate și la câteva din dreapta, fă ceva atât de diferit, încât să, cum să spun, să fie ignorate celelalte eduri și să ajungă privirea la tine. Asta o să aibă impact asupra CTR-ului, costului pe client și așa mai departe. Nu le-am luat bani, n-am dat click. E un masker să ai și landing page să continui mesajul. De fapt, acum lucrăm cu un client testăm mesaje aici, dar și în PNR, mesaje diferite și în mod dinamic schimbăm conținutul landing page în funcție de anunțul pe care a dat click. Pentru că poate a dat click dintr-un anunț, dintr-un banner, care are un anumit vizual și vreau să continui cu acel vizual, să continui povestea și în landing page. Nu e ușor, e multă muncă, dar... Ok. Construiește mesaje diferite pentru audiențe diferite. O parte din lucrurile astea poate l-am acoperit până acum, dar gândiți-vă în felul următor. Băieți, mâna și să vă mai bine. Suntem în acea lună din an, care începe 14 februarie, continuă cu 1 martie, 8 martie, da? Imaginați-vă că mergeți la colț să luați un buchet de flori. Doamna aceea, ce într-un vocabular specific, să te servească, tu refuzi și e plecat. Ce se întâmplă a doua zi? Păi, în mod uzual, pentru că e o vânzătoare foarte bună. E de zeci de ani meseria asta în familie acolo. În mod uzual, când te-a văzut a doua zi, ți-a spus, nu vii să-ți arăt la filii la care te-ai uitat, iar când mi-au venit astăzi, sunt proaspăt, fii atent. Îți vorbește cu tine, interacționează cu tine. Nu cumperi. Ce se întâmplă peste o săptămână? Vorbește cu tine, nu ți-au plăcut trandafirii albi, nu ți-au plăcut trandafirii roșii, am lalele frumoase, hai să fac un preț bun. Deci din nou interacționează cu tine, a schimbat mesajul, ea te știe, știe că ai trecut pe acolo acum o săptămână, nu cumperi. Peste o lună de zile, cum o să te abordezi? Deja mai soft, nu am mers mesajele până acum, îți faci un semn discret, te aștept pe la mine, sunt aici. De ce n-am face asta și în online? De ce n-am comunicat așa și cu clienții respectivi, cu audiența care nu cumpără inițial? Noi am introdus segmentarea asta, o numim retargeting secvențial, o aplicăm la unele magazine online și practic comunicăm diferit cu oamenii care nu au cumpărat pentru că nu au percutat la mesajul inițial, n-a fost momentul potrivit pentru ei. Și facem split testing cu ce mesaje potrivit pentru tine ca să iei decizie de cumpărare. Asta se traduce într-o rată de click mai bună, ceea ce înseamnă costul pe click mai mic, o rată de conversie mai mare, și așa mai departe. În concluzie, aveți grijă cum o refuzați pe doamna de la cost cu florile. Hai să mergem mai repejor. Punctul 8. Orice canal de promovare are potențial să ducă clienți. Cum știi chestia asta? Păi am zis că nu presupune, deci trebuie să testăm. Și noi testăm o retargetare în 5-6 rețele, până și în rețele cu trafic pentru adus, dacă e cazul. Important este să ai curaj să pui brandul acolo, sigur. Brandurile de un anumit nivel nu o să ajungă acolo, dar un brand de antreprenor, de mai low level, de ce nu? Testează canale noi. Next. Extinde campaniile. Păi dacă vindem niște produse
și le expediem la Suceava, fără probleme. N-am putea să le expediem și la Ruse, n-am putea să le expediem și în Budapesta. Păi, ce să întâi doar curierate, logistică, nu e același produs, în aceeași cutie de carton, consideră extinderea în alte piețe apropiate, Ungaria, Bulgaria, Polonia și așa mai departe. Noi avem clienți pentru care facem campanie în aceste țări, unele mai reușite, altele sunt efectiv bătăi așa pe viață și pe moarte, în Polonia, de exemplu, o piață extrem, extrem de agresivă, cu un consumator foarte matur, nu ia decizie imediat, compară, e foarte complicat acolo. În schimb, în Ungaria și Bulgaria, sunt mai aproape de comportamentul din România. Instrumentele astea de care vorbim acum, Google Ads, Facebook, îți permit să te duci și în țările respective foarte ușor. Social proof. Hai să o folosim. Unii își scriu singur testimonialele și par de la o poștă perfectă și fake. Alții le cer de la clienți și puțini dau o notă de autenticitate testimonialului printr-o abordare foarte simplă. Îl filmează. Am scos telefonul, spune-mi ce părere despre asta. Am filmat, mi-a tremurat mâna și tu ai sughițat. Dar stai, ce suntem noi? Asta e autenticitate. Nu am procesat în studio, n-am mâncat cu 3D-uri, asta e omul. Ok. Un quiz rapid. Câți utilizatori de YouTube sunt în România? Vreau să vă spun că YouTube este al doilea search engine din lume. În punct de vedere al căutărilor. 6 milioane? De ce mai mult? 6,5 la răspuns. Cum putem să intrăm pe YouTube? Păi, cu o grămadă de chestii, in stream, in search, in display, mai multe formate, care pot arăta așa, pot arăta cum e cel din dreapta. Și, practic, targetarea pe YouTube privește două aspecte. Unde sunt ei, adică se uită la un video cu rețeta de gătit, deci pot să-i dau o mașină de făcut pâine, ok, parcă e pe acolo, e relevant. Și unde au fost, ce istoric au, cum arată cookie-urile din Google, și atunci poți să faci un remarketing, poți să faci interest category marketing. Și nu uitați că acel butonaj de skip ad funcționează în România și vreau să vă arăt două videouri, nu unul, care este folosit. Este folosit internațional. Sunt exemple internaționale. Hai să punem, nu? Avem sunet? Mă ajută un tehnic? Pentru primele 5 secunde. E, și domnișoara asta spune repede, ce oferte la superdrag.com e uleiul de plajă și acum de pe schip ca să ținem prețurile mici, să nu plătim reclamă. Ok. Și, ca de final așa un bonus, dacă tot am trimis trafic din Google, din YouTube, am ales obiective, le-am măsurat, am pregătit serverul, păi hai să facem split testing pe landing page. Nu vă limitați la split testing în campanie.
Și sunt mai multe etape prin care trece acest split test în landing page. Și le-am expus aici, sper să fie memorabile. Observăm ce se întâmplă, ne punem niște întrebări. Celebra întrebare, de ce nu convertește? De ce trimit trafic și n-am vânzări? Am o ipoteză. Păi nu vede butonul. Nu e suficientă încredere, n-am testimoniale. N-am mai cumpărat nimeni produsul ăsta. N-am un set de review-uri. Facem o predicție. Voi, dacă aș pune testimoniale și aș pune și video, cred că ar merge mai bine. Și ne apucăm de experiment. Dăm drumul varianta A original, varianta B cu testimoniale video, cu steluțe și ce mai e nevoie. Și avem rezultate. Hopefully, de genul ăsta. Două cuvinte și despre noi. Suntem singura agenție din România o campanie în regiune. Și singura agenție certificată Convert.com care este un tool de split testing. Gestionăm câteva milioane bugete. Am lucrat cu clienți din mai multe industrii. Și vă mulțumesc pentru atenție. Avem o întrebă pentru Marius? Avem sticlă de vin? Salut! Eu o întrebare scurtă am, pentru că eu nu sunt deloc convins cu YouTube-ul. Sunt primele 5 secunde care se plec. După primele 5 secunde sau după primele 30? Eu știu că după primele 30. Cine a avut campanie YouTube? Din sală? Și... Google zice că după primele 30. Și chiar sunt curios cum e. Se plătește view complet. Zice că după 30 de secunde sau dacă se termină video-ul înainte de 30 de secunde, da, dacă tu ai video-ul mai scurt, se la full view, la parcurgerea completă. Mai nu, dar știu că după primele 5 secunde îți apare skip ad și apoi după aia, nu știu. La skip ad nu plătești, uite, dacă vrei, putem să-i tăpere niște campanii pe care ni le avem și să ai, uite, în pauză. Am ceva? Ok. Microfon sau? Salutare! Poți să ne dai și niște sfaturi legate de campanie de click to call? Merg în România? Ca pentru cei care accesează site-uri și reclame de dispozitive mobile? Trebuie să spun un adevăr dur. Mobile-ul în România este privit de clienți, de cei care trebuie să înceapă acum câțiva ani, de-abia acum se uită la el. Adică sunt puține site-uri optimizate pentru mobile, de-abia își face lumea planuri, în vreme ce site-urile de afară care vând flori au în spate ani, ani de iterații de site de mobil. Să fie cum îl facem și mai simplu, și mai simplu. Ei, în România nu avem cum să ne desfășurăm pe mobile. Avem un trafic de mobile de care ne ferim în unele cazuri, că îl aduc pe site și nu convertește, mă costă din buget. Deci, practic, studiul de caz pe mobile o să vezi niciodată foarte puțin în România, că nu avem pe ce să lucrăm. Sunt extrem de puțini clienți la care să se preteze. Mai era o întrebare? Ce ne poți spune despre termenii și condițiile de YouTube în legătură cu ad-ul public pe skip? Deocamdată n-am nimic împotrivă. Deocamdată. Adică e... Filmulețe de genul ăsta sunt și în key stadiurile lor, care sunt prezentate la conferințe de Google. Ne, uite cum s-au jucat oamenii ăștia. Să vedem cât o să mai fie disponibil opțiunea asta. Ok. Mulțumesc frumos. Mulțumim frumos și noi, luăm pauză până la 7:10.